Fostul fotbalist a avut o familie foarte frumoasă, despre care a vorbit întotdeauna cu drag și iubire. A avut 3 copii și o soție superbă, alături de care a petrecut momente speciale. Helmut Ducadam a fost un bărbat foarte norocos din multe puncte de vedere, iar familia a fost mereu un motiv de mândrie pentru el. Helmut Ducadam a fost în vacanță cu familia lui în Turcia, în data de 19 noiembrie 2024. Familia lui a postat imagini cu el din Istanbul, acestea fiind ultimele cu el în viață. Fostul fotbalist era foarte fericit și mereu cu zâmbetul pe buze, așa cum îl știau toți fanii lui. Regretatul sportiv s-a declarat un familist convins și își iubea soția și copiii. Cu toții sunt devastați de durere. După moartea lui Helmut Ducadam, Marcel Pușcaș a fost o persoană foarte apropiată de Helmut Ducadam. Mulți ani la rând, cei doi au petrecut împreună momente frumoase și emoționante, mai ales în carieră. Fostul fotbalist este vizibil afectat de pierderea prietenului său și a făcut declarații lacrimi despre momentele prin care trece. A murit unul dintre bunii mei prieteni, un fost foarte bun coleg, un fost foarte bun fotbalist. Este singurul român din Guinness Book, la doar 65 de ani. S-a stins Helmut Ducadam. Cel care a reușit să facă o țară fericită, a declarat Marcel Pușcaș. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.